Stimați prieteni, bine ați venit la o nouă Enigma! Eu sunt Ruben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Uite că a venit vremea pentru o nouă Enigma. Așa că haideți să vedem care este Enigma de astăzi. Nici bine nu s-a așezat liniștea peste Casa Regală a Regatului Unit după moartea reginei Elisabeta a II, că din nou membrii familiei regale au devenit subiect de primă pagină în știrile momentului. Mult așteptatele memorii ale prințului Harry, cel de-al doilea copil al familiei regelui Charles al III-lea, a fost lansată așa cu startul furat de către niște librării din Spania, oficial din greșeală. Lansarea oficială era programată pentru data de 10 ianuarie. Cartea poartă titlul Spare, ceea ce s-ar traduce în română cu rezerva, fiind o aluzie la statutul lui Harry ca al doilea născut în familia regală. Deși încă nu se știu foarte multe lucruri din conținutul cărții, lansarea ei este privită cu îngrijorare de Casa Regală. Hopa! Și Casa Regală are griji. Vai, 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 ce să ne facem noi. Catherine Mayer, biograful regelui Charles, consideră că această carte nu este doar o poveste cu o celebritate. Vorbim despre statutul unei instituții semnificative a statului, cu puteri semnificative și finanțare semnificativă a contribuabililor. Așa că, fie că ești pro, fie ești antimonarhie, merită să fie luată în considerare cu seriozitate. Este probabil să fie ceva care va marca începutul sfârșitului monarhiei și despre asta ar trebui să discutăm. Aha, oare ce știe doamna Mayer și nu știm noi? Ce ar putea să fie atât de periculos pentru monarhie din ceea ce știe Harry? Postul de televiziune BBC face un inventar al celor mai relevante afirmații care s-ar putea regăsi în carte. Prințul Harry susține că el și prințul William l-au implorat pe tatăl lor să nu se căsătorească cu Camilla, în prezent regina consoartă, din cauza temerilor că va fi o mamă vitregă rea, a scris The Sun. Publicația relatează că Harry și fratele său au avut ulterior întâlniri separate cu Camilla înainte ca ea să se alăture oficial familiei. Cei doi au fost în cele din urmă dispuși să o accepte cu condiția să-l facă fericit pe regele Charles al III-lea. De asemenea, Harry povestește că a fumat cannabis într-o baie de la colegiul Eton, unde a fost elev, în timp ce ofițerii de poliție patrulau în exteriorul clădirii. Ohohoho, ale tinereții valuri au trecut și pe la Casa Regală. Apoi, ceva cu impact major. În timp ce a servit ca pilot de elicopter în Afganistan între 2012 și 2013, Harry spune că a participat la 6 misiuni în care au fost uciși 25 de oameni. Pe deplin justificat, spune el. Nu a fost o statistică care m-a umplut de mândrie, dar nici nu m-a făcut să-mi fie rușine, scrie el. Când m-am trezit în căldura și confuzia luptei, nu m-am gândit la cei 25 ca la niște oameni. Erau piese de șah puse pe tablă, oameni răi eliminați înainte de a putea ucide oameni buni. Părerea mea este că aici se dă mare, Harry. Când atați dintr-un elicopter și nu ești singur în misiune, e cam greuț așa, dacă nu imposibil, să fie atât de exact. 25, de ce nu 24, de ce nu 26? Prințul Harry a mai scris în cartea sa și despre zvonurile că regele Charles nu este adevăratul său tată. Paternitatea lui Harry a fost pusă sub semnul întrebării de-a lungul anilor, mulți britanici fiind convinși că adevăratul său tată este instructorul de călărie al prințesei Diana, majorul James Hewitt, cu care aceasta a avut o aventură. În memoriile sale, Harry îl acuză pe Charles că a făcut săpături crude pe acest subiect. El spune că aceste zvonuri sunt neadevărate și notează că mama mea nu a întâlnit pe majorul Hewitt decât cu mult timp după ce m-am născut. Uite și o glumă proastă pe care o fac unii părinți sau rude apropiate. Nu știu cine a fost inventatorul acestui tip de glume, dar sunt dintre cele mai traumatizante. În prima parte a vieții, copiii au nevoie de foarte multă siguranță și de un puternic sentiment de apartenență. O astfel de glumă chiar poate fi motivul pentru care o astfel de carte apare la un moment dat. Harry și-a apărat volumul de memorii pe care îl consideră necesar și din care anumite paragrafe amenință să dezbine și mai mult familia regală, care între noi fie vorba nici nu se mai știe când a fost ultima dată unită. Ceea ce vedem la televizor cu oameni îmbrăcați frumos, care urmează
un protocol atât de bine pus la punct, este ca un film romantic unde, odată cu încheierea rolurilor, fiecare merge acasă la ale lui. Prințul britanic a criticat-o pe Camila, regina consoartă, afirmând că anumite detalii din conversații private au fost publicate în mass media cu ajutorul ei. Dar ce auzim noi aici? Nebănuite sunt căile de luptă ale unei femei. Într-un interviu susținut cu ocazia lansării, prințul Harry declara: îmi iubesc tatăl, îmi iubesc fratele, îmi iubesc familia și o voi iubi mereu. Nimic din ceea ce am scris în această carte nu a fost făcut cu intenția de a răni sau de a face rău, a insistat el, dând asigurări că speră într-o reconciliere cu condiția asumării responsabilităților, în special în ceea ce privește mutarea lui alături de soția sa, Meghan, în California în anul 2020, moment care a însemnat o ruptură majoră între Harry și casa regală. Aha, uite și durerea lui adevărată. M-ați înjosit, m-ați bătut, dar ce aveți cu nevastă mea? Adică un fel de eu vă iert dacă îmi cereți acest lucru, dar până la nevastă. Ia uite ce face dragostea din om. Bun! Uite că v-am pus la curent cu mondenitățile de rang înalt ale zilei. Dincolo de cartea lui Harry, de dezvăluirile din ea, de supărările și neîmplinirile lui, câteva lucruri sunt demne de reținut pentru fiecare dintre noi. Titlul cărții, Spare, tradus în fugă cu rezerva, are înțelesuri mai largi. Rezervă în înțelesul celui care stă pe bancă și așteaptă să înlocuiască un titular este în engleză reserve. Spare înseamnă o rezervă în sensul unei piese de schimb, a unei haine mai ponosite pe care o ții la îndemână pentru situațiile în care haina de gală a fost compromisă. Desigur că nu este nicio problemă să ai piese de schimb și haine de schimb pentru momentele când ai nevoie de ele. Dar când vine vorba de o persoană, parcă lucrurile sunt ușor diferite. Iar dacă acea persoană ești tu, probabil că există foarte multe episoade în viața ta pe care nimeni nu le invidiază. Sentimentul urâcios că ești pe locul 2 și indiferent de ce faci, acolo vei rămâne, este dintre cele mai cumplite pe care le poate experimenta o persoană. Dacă faci ceva bine, nu ești destul de bun. Dacă faci ceva rău și nu-ți iese ceva, ești un ratat notoriu. Mereu ești la un examen și examinatorul schimbă modalitatea de evaluare. Oricât de mult te străduiești să treci testul, mereu se găsește ceva care să te placeze pe locul 2. Nu ai căzut, nu ai fost respins, nu ai fost scos din calcul, ci doar plasat pe locul 2. Se vorbește chiar de un sindrom al locului 2. Poziția a doua se pare că dezvoltă adesea un caracter mai rebel și mai independent și sentimente negative mai pronunțate. Inamicul public numărul 1 pentru locul 2 este mereu locul 1, bineînțeles, la care aproape că este sigur că nu va putea ajunge niciodată. Te poți simți în acest fel în familia ta, de unde provii, la școală, în cercul tău de prieteni, la locul de muncă și cel mai grav, chiar și în relația de dragoste. Cel mai grav este că acest simțământ vine la pachet cu credința limitativă că orice ai face nu vei putea niciodată să schimbi această realitate. Hai să zăbovim un pic asupra acestui aspect și să descoperim cum să fii rezervă și să nu-ți pierzi mintea. În primul rând, tu ești singurul responsabil dacă în vreunul dintre domeniile vieții tale trăiești sentimentul locului 2. Un lucru trebuie să fie foarte clar pentru tine. Cauza principală este în mintea ta. Așa cum tu nu categorisești persoanele cu care vii în contact în oricare context, la școală, la muncă sau în altă parte, nici alții nu o fac. Singura categorisire a oamenilor pe care o facem de cele mai multe ori involuntar este cea legată de modul în care ne face să ne simțim acea persoană. Dacă ne place de cineva, îl acceptăm și zăbovim în preajma lui. Dacă nu, atunci pur și simplu plecăm. Nu căuta vinovații acolo unde nu sunt. Pentru toate simțămintele pe care le ai, există un singur responsabil. Tu. Dacă vei deveni o persoană plăcută, atunci nimeni nu va mai fugi de tine. Ba din potrivă, ai șanse mari să devii popular dacă îți vei lua timp să descoperi și apoi să renunți la toate comportamentele respingătoare pe care le ai, unele poate chiar fără să fii conștient de ele. În al doilea rând, nu zăbovi prea mult pe locul 2. Nu te victimiza
că viața e nedreaptă și că nu mai știi ce să faci. Imediat cum ai descoperit că ceva din comportamentul tău este neplăcut pentru alții, renunță imediat la acel lucru. Nu te complace spunând că așa ești tu și nu poți face nimic pentru a schimba acel lucru. Chiar poți schimba. Poate nu te-ai înscris în competiția corectă. Poate bați la porți unde nu ai nevoie să intri. A fi pe locul 2 este un eșec într-adevăr, dar este și un semnal clar că fie nu te-ai dezvoltat suficient de mult pentru locul 1, fie ești pe palierul greșit. Dacă este doar o problemă de dezvoltare, atunci trebuie să ai răbdare și să mergi înapoi la sala de forță și să devii mai bun. Citește, învață, ascultă pe cei mai buni, analizează orice experiență prin care treci, învață să-ți setezi așteptări realiste și apoi înscrie-te din nou în competiție. De fapt, este posibil să nu fie nevoie de o nouă înscriere. Testele vieții nu sunt cu depunere de dosar și cu prezentare la o dată fixă la examen. Fără să-ți dai seama, cumva vei descoperi că ești pe locul 1, pentru că valoarea care a fost adăugată vieții tale a devenit vizibilă și este validată, fără să parcurgi un examen. În al treilea rând, părăsește lumea clasamentelor. Deși nu se învață la nicio școală și nici nu este o lecție demnă de școala vieții, există o categorie de oameni care fac mereu clasamente. Din ce postură? Cu ce autoritate și mai ales în folosul cui, încă nu s-a stabilit. A pune pe oameni în categorii și în clasamente este o îndeletnicire nepotrivită pentru o viață atât de scurt. Unii mai puțin indulgenți decât mine ar spune că este chiar o îndeletnicire ușor de volească. Dacă nu-ți place de cineva, spune-i franc acest lucru și renunță la prezența și la sfaturile lui. Dar nu te comporta ca un mare șef de trib care stă cocoțat pe grămada de gunoi și cu indestructibilul lui sceptru din lemn de pipirig pune pe oameni în clasamente. Ăsta e bun aici, ăsta e bun de locul 2, ăsta nici nu intră în clasament. Așa cum ție nu-ți place să fii pus în categorii și în clasamente, nici altora nu le place. Ba mai mult, fie că ești pe vârful grămezii de gunoi de graj și arăți cu sceptrul, fie că ești la baza grămezii și ești categorisit, faci parte din aceeași poveste. Povestea oamenilor care au nevoie de altcineva care să le spună cât de valoroși sunt. Validarea aceasta externă și are rolul ei, dar dacă devine singura dorință pentru tine, înseamnă că nu ești în povestea corectă. Mai degrabă, alegi să faci parte din altă poveste. O poveste în care nu există clasamente. Există doar oameni diferiți, cu roluri diferite și cu scopuri diferite. Descoperă-ți scopul vieții tale și acolo nu vei mai fi niciodată pe locul 2. Nu vei mai putea fi niciodată rezerva cuiva. Gata! Sper că v-am fost de folos. Cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail a emisiunii noastre, emisiunea.enigma@gmail.com. La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea_enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă, cu valori și cu preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi.